Istoric, ofertă educațională, profiluri, investiții și obiective la Liceul Tehnologic Lucian Blaga din Reghin. Despre toate acestea vom discuta în cadrul emisiunii de astăzi cu directorul acestei instituții, Costel Ababei. Nu în ultimul rând, vom puncta și rezultatele obținute de elevi la examene, la concursuri sau olimpiade școlare. Domnule director, haideți mai întâi să facem o trecere în revistă a istoricului acestei instituții. Da, o să încerc să trasez în câteva linii, așa, destul de sumar, câteva aspecte care țin de istoria acestei școli. Liceul Tehnologic Lucian Blaga, care este denumirea actuală, să spunem, a școlii noastre, are un istoric destul de lung pentru faptul că el s-a ridicat sau are la bază un gimnaziu romano-catolic care a funcționat pe spațiul actual al școlii gimnaziale Alexandru Ceușeanu. Timp de mai multe decenii școala a funcționat în spațiul respectiv, iar începând din anii 80 s-a mutat în acest corp de clădire în care ne aflăm și în prezent, funcționând sub titulatura de Liceul Industrial numărul 2. Este și denumirea cea mai cunoscută și în prezent a școlii noastre. Multă lume ne recunoaște mai ușor după denumirea Liceul 2 decât după Liceul Tehnologic Lucian Blaga. Au mai fost două modificări de-a lungul timpului până în prezent a numelui școlii. În anul școlar 1997-1998 numele școlii s-a schimbat în grup școlar Lucian Blaga. A fost anul în care a primit numele de Lucian Blaga, numele poetului. Iar în anul școlar 2012-2013 s-a schimbat din nou numele din grup școlar Lucian Blaga în Liceul Tehnologic Lucian Blaga. Care sunt profilurile din cadrul liceului? Structura claselor din prezent este, aș spune, una destul de echilibrată, în sensul în care cam o treime, să spunem, sunt clase profil real, o treime clase profil uman și o treime clase filieră tehnologică, servicii respectiv tehnic. Mai exact, în prezent avem partea reală a profilurilor, avem clasă de matematică informatică intensivă engleză, avem clasă de știință ale naturii intensiv engleză-germană, e o clasă pe care am început-o doar de 2 ani. În trecut, în anii anteriori, am mai avut clasă de știință ale naturii, dar fără partea de intensiv, fără studiu intensiv a unei limbi străine. După o pauză de câțiva ani am revenit cu acest profil din cauza cererii destul de însemnate pentru acest tip de profil. Partea de filologie care de-a lungul timpului a dus, să spunem, renumele școlii este reprezentată de clasele filologie intensivă engleză, secția română, filologie bilingvă engleză, secția română, clasa de filologie secția maghiară și clasa de filologie intensiv franceză care merge în restrângere, să spunem. Mai avem doar două clase, clasa 11 și clasa 12. Din păcate, interesul pentru limba franceză a scăzut în ultima vreme și am fost nevoiți să facem o schimbare, spunem, de profil, pentru că nu mai era o clasă foarte atractivă pentru elevii din școlile gimnaziale. Tot pentru partea umanistă avem și clasa de științe sociale, o clasă foarte căutată, aș spune, în oraș, cu efective importante de elevi, peste 30 de obicei. Și pe partea cealaltă, partea tehnologică, avem clasele de turism, profilul servicii, și la secția română și la secția maghiară și, în plus, clasă cu tradiție mare, spune la liceul nostru, clasa de prelucrare a lemnului. În prezent mai avem o singură clasă de liceu cu profilul acesta, clasa terminală, clasa 12-a, și celelalte clase, 9, 10, 11, sunt clase sau sunt clase specifice școlii profesionale, deci învățământ profesional doar. Care sunt limbile străine cele mai cerute în această perioadă? La noi în școală limba engleză este prima limbă studiată de către elevi, cu excepția claselor de intensiv francez de care v-am pomenit. Iar celelalte limbi care completează limba engleză sunt limba franceză, respectiv limba germană. Nu avem o altă limbă, de exemplu, limba spaniolă sau limba italiană. Nu se face o altă limbă, nici măcar la nivel facultativ sau ca opțional. Ce ne puteți spune despre baza materială?
Clădirea noastră, în fine, școala noastră are în compoziția ei trei clădiri, spunem, mai importante. Este clădirea principală în care ne aflăm în prezent și în care studiază mai bine de jumătate dintre elevii școlii noastre. Este o clădire destul de bine dotată și de bine pusă la punct. Am încercat de-a lungul timpului și noi și cei de dinaintea noastră să modernizăm această bază materială prin dotarea laboratoarelor pe care le avem în această clădire. Mă refer aici la laboratorul de chimie, laborator de fizică, laborator de biologie, plus două laboratoare de informatică. În plus avem, pentru că studiul limbilor străine la noi reprezintă unul dintre aspectele importante, avem și două cabinete care se studiază limbile străine, un cabinet de limbi străine și un cabinet multimedia, care este și dotat cu aparatură specifică studierii unei limbi străine. Spuneam că ne-am preocupat să îmbunătățim aceste condiții, nu doar prin dotarea laboratoarelor, ci și prin modernizarea grupurilor sanitare, de exemplu, care s-a făcut acum ceva ani în urmă, cu schimbarea tâmplăriei, a geamurilor cu geamuri termopan, pentru ca să fie condiții mai bune pentru elevi, să condițiile climatice, să spun, de temperatură să fie cât mai bune, cât mai potrivite. Avem în plus și un corp B de clădire în care studiază o bună parte dintre elevii noștri, în special clasele de la turism sau de la prelucrarea lemnului, pentru că în corpul respectiv de clădire se află și laboratoare sau cabinete în care acești elevi pot să facă anumite proiecte. Și mai este corpul C, mai mic, în care este în care se află biblioteca școlii și avem un muzeu despre care nu foarte multă lume știe, dar care este totuși destul de căutat. E vorba despre Muzeul de Științele Naturii. Din păcate, starea clădirii respective nu este una tocmai bună. Avem speranța, nu doar pentru acea clădire, ci și pentru celelalte două clădiri de care am pomenit, ca prin accesarea unor fonduri cu ajutorul primăriei să putem să le modernizăm în continuare, pentru că mai sunt aspecte care pot fi îmbunătățite, care țin de acoperiș, de, nu știu, de aspectul estetic al fațadelor și așa mai departe. De unde nevoia și inițiativa înființării acestui muzeu? Inițiativa a fost una foarte veche, să spun așa, este un muzeu care a început să fie construit acum câteva zeci de ani. Din păcate, nu există fonduri speciale pentru acest muzeu, nu avem nici măcar un angajat care să răspundă. Persoana care mai facilitează accesul vizitatorilor în acest muzeu este o rudă a celui care a întemeiat muzeul acesta, e vorba despre întemeitorul pe numele său Ștefan Col. Și, dar din păcate și această persoană vine atunci când poate, nu este, cum să spun eu, nu e intrat într-un circuit anume turistic al școlii sau al orașului, nu se plătește vreo taxă anume, din păcate. Este, și totuși, specialiștii care au mai trecut pe la noi, că au venit chiar și din străinătate, oameni pasionați de partea aceasta de științele naturii, ne-au spus că sunt exemplare valoroase și că este păcat, într-un fel, că acest muzeu se află într-un spațiu, poate nu foarte potrivit și astfel accesul publicului nu este unul foarte ușor. Haideți să punctăm și un aspect important. De-a lungul anilor, elevii au obținut rezultate bune și foarte bune la examenele de absolvire. Da, dacă este să vorbim despre ultimii ani de zile, ani începând cu care s-au montat, după cum știți, la aceste examene, camerele filmat, pentru ca să se reducă, să spun, acele tentative ale elevilor de a frauda examenul acesta. Deci, din momentul respectiv, procentele noastre se situează undeva între 60-70% promovabilitate, procent care este peste media, să spunem, țării. Încercăm, evident, în fiecare an să îmbunătățim acest procent. Anul trecut chiar am ajuns să depășim un pic
pragul acesta de 70%, am ajuns la 71%, dar depind aceste procente și de generații, depind și de clasele care termină, pentru că în acești ultimii ani au terminat, de exemplu, clase sau elevi care au studiat, spuneam la profilul acela de prelucrare a lemnului, clase care au fost făcute forțat de către minister de nivel liceal din fostele clase sau școli profesionale. Nivelul acestor fiind unul mai scăzut, iar promovabilitatea acestora la bacalaureat una mai mică. Motiv pentru care și procentul per total al școlii a fost afectat în perioada respectivă. Dacă este să discutăm despre rezultate care sunt obținute de către elevi la concursul și olimpiade școlare, asta apropo tot de rezultate, o să spun că reușim în fiecare an școlar să ne menținem undeva acolo sus și să avem rezultate cu elevii noștri la aceste concursuri și olimpiade la fazele județene și să avem chiar și participare la faza națională. V-aș da, că se poate, câteva exemple din acest an școlar, pentru că sunt mai proaspete aceste rezultate, urmând ca săptămâna viitoare să se desfășoare aceste faze naționale ale olimpiadelor în cadrul săptămânii altfel. Avem 4 elevi calificați la fazele naționale în urma plasărilor pe locul întâi la fazele județene. Mă refer aici la un elev calificat la Olimpiada de Chimie, e vorba despre elevul Petrișor Dragoș din clasa 11-a de la Matematica Informatică. Avem o elevă calificată la istorie, la aceeași fază națională, Ilișiu Diana, o elevă la, calificată la limba franceză, Mărcuș Melissa, și o elevă calificată la limba germană, vorba despre Berg Marie Evelyn. Și în plus, pe lângă acești elevi care au ocupat locuri fruntașe, da, primii în județ și care s-au calificat mai departe, avem și alți elevi care au obținut locuri 2, 3 sau mențiuni la olimpiade și concursuri școlare. Celor care au urmat cursurile Liceului Tehnologic Lucian Blaga le este familiar revista școlii Oscar Licean. Care este statusul actual al publicației? Da, din păcate, de e al doilea an de zile, aș spune, în care revista se află într-o pauză. În perioada anterioară m-am ocupat chiar eu de această revistă timp de mai mulți ani de zile. Am reușit să o menținem, să spunem, în viață, cu ajutorul elevilor. Însă, din păcate, după ce a trebuit să preiau această funcție de director, n-am mai reușit să mă ocup de revista aceasta și nici un alt coleg nu a preluat, să spunem, frâiele acestei reviste. Încă n-am abandonat gândul acesta. Vreau să găsim soluții pentru a o revigora, pentru a o repune în circulație, chiar dacă mă gândesc că pentru viitor s-ar putea să funcționeze mai mult ca și format online. Și numerele pe care noi le-am scos în acei ani în care m-am ocupat de această revistă și acele numere se regăsesc și în prezent pe site-ul școlii noastre, pentru că noi le-am tipărit pe hârtie, dar am avut un format pe care l-am postat pe site-ul școlii și astfel elevii puteau să răsfoiască, să spunem, nu, paginile acestei reviste și în mediul acesta online. Ce planuri sau obiective aveți pentru această instituție sau eventuale investiții? Legat de investiții, după cum am spus, intenționăm a investiție majoră pe viitor, dar această investiție este posibilă doar prin accesarea de fonduri europene, pentru că necesită sume foarte mari de bani. Tocmai în această perioadă ne aflăm în discuții cu reprezentanții ai primăriei, prin care, prin intermediul cărora încercăm să vedem ce aspecte ale instituției noastre și ale altor școli din oraș pot fi îmbunătățite și astfel să se realizeze un proiect prin care să se acceseze bani pentru a reabilita, spuneam, într-o manieră mai totală aceste clădiri. Până la realizarea sau facilitarea acelor fonduri, noi vom mai încerca să remediem aspecte mai mai reduse ca și costuri. Mă refer aici, ne dorim să continuăm investiția aceasta cu schimbarea geamurilor, cu tâmplărie din lemn în geamuri, cu tâmplărie termopan, amenajarea unor săli sau reamenajarea unor săli. Este o
situație pe care o avem în clădirea B, și anume sunt săli mici de clasă, pentru că a fost inițial gândită acea clădire ca și internat și din cauza numărului mare de elevi al unor clase am fost nevoiți să mărim spațiul acela prin comasarea a două săli de clasă, prin dărâmarea unui perete despărțitor și astfel crearea unui spațiu mai mare. E posibil ca și în acest an școlar să mai continuăm cu această procedură de lărgire a spațiilor și crearea unor condiții cât mai bune pentru elevii noștri. Deci vorba sunt special de menținerea statusului actual, de igienizările pe care trebuie să le facem fiecare an pentru a obține acele avize sanitare și în plus, cum am spus, geamuri la anumite părți ale clădirii care au rămas neschimbate sau reamenajarea unor spații existente. Domnule director, vă mulțumim pentru timpul acordat și vă dorim mult succes în toate acțiunile pe care le întreprindeți în această instituție. Mulțumesc pentru interviu și sperăm ca săptămâna viitoare, când o să fie săptămâna altfel, elevii noștri să se bucure de activitățile pe care ei, alături de profesori, le-au gândit și după aceea să se bucure de o binemeritată vacanță.